Bună, dragi prieteni, acum motorul D115 cu pompa de injecție de U650. Să vedem, este pus la punct, montat tot, injecția pusă bine la punct, cum v-am arătat mai înainte. Să vedem la prima pornire cum pornește. Am mai risit pompa de injecție, să vedem. Avem un injector care nu lucrează ca lumea. Pentru că injectoarele nu au fost verificate, urmează acum să le verificăm, să vedem care lucrează, care nu. Injectoarele mai trebuie pusă la punct un pic și totul e ok. Acum, dragi prieteni, l-am pornit, ați văzut că funcționează. Aș vrea să vă demonstrez cum se face o verificare ca să știm care injector nu lucrează. După ce l-am pornit, deci cu injectoarele montate pe tractor, pornim și facem următoarea mișcare. Slăbim fiecare conductă de la injector în timp ce funcționează la relantiu și injectorul care lucrează când îl slăbești conducta se cunoaște că schimbă mersul motorul. Când slăbești conducta la injectorul care nu este bun, se cunoaște funcționarea că nu se schimbă mersul. Acum să vă arăt pe viu cum se procedează. Avem improvizație aici, pentru că până punem motorul sus, trebuie să-l pornim să vedem ce deficiență sunt, dacă curge pe undeva, dacă nu sunt probleme în funcționare, și atunci îl pornim aici. Motorul D115 cu pompă de injecție de D110, de U650.